Salut, bine ați venit pe canal. Salut. Astăzi, noroc frate. Noroc fratele meu. Astăzi suntem la JDM Crew Carmit ediția 3-a la Honda Nord. Aici cu Dragoș, tovarășul nostru și de asemenea participant la acest event. Man, spune-ne câteva chestii despre atmosferă, eveniment, ce se întâmplă. Ce așa, man. JDM Crew Car Meet este organizat de Alex, pe care o să-l băgăm imediat în interviu puțin mai încolo. Exact. Și o să aflați mai multe detalii de la el. Ediția a treia se desfășoară în București, celelalte două ediții au fost în afara Bucureștiului. Deci bucureștenii au fost cei mai fericiți acum că au putut să se strângă aici. Chiar că. Și Alex a ales această locație colaborând cu Honda Nord, ca să poată să fie un punct ușor de găsit și ușor de ajuns pentru toată lumea. Și iată fiecare cu hondițele lui îndrăgite sau cu Mazda sau cu Nissan. Exact. Denotați faptul că nu sunt doar Honda aici. Nu, este un eveniment care vrea să aducă din atmosfera JDM, adică Japan Domestic Market. Da. Bineînțeles, nu suntem noi chiar ca în Japonia, dar putem să ne bucurăm de atmosfera aceea cu mașini japoneze la noi local. Exact. Ne apropiem cât se poate astfel încât să fie, na, oarecum ca acolo. Oricum sunt o tonă de mașini, nu mă așteptam asta, sincer. Deci noi am venit aici, am zis că să parcăm și noi undeva ca să începem să filmăm. N-am unde să parcăm. Deci, nu, e full. N-am avut unde să parcăm, n-am avut cum să intru. Deci, în primul rând. Da, așa da. Că am făcut rotocol și m-am dus pe altundeva numai ca să apuc să parchez. Deci, da. O să vă arătăm câteva dintre mașinile de pe aici, de fapt câteva, adică mai multe, pentru că și câteva sunt multe. Și o să vorbim și cu Alex, organizatorul, ca să vă facem per total un fel de, hai să zicem, reportaj al atmosferii și conținutul evenimentului. Da. Suntem și cu Alex, organizatorul. Man, salut. Mulțumim, Alexander, foarte mult pentru faptul că ne-ai lăsat să îți luăm interviul ăsta, ca să zic așa scurt. Spune-ne puțin despre eveniment, poate și istoricului. Ce avem aici, despre ce este vorba? Noare la care încercăm să strângem de fiecare dată din ce în ce mai mulți pasionați, iubitori de mașini japoneze, nu numai posesori, că sunt mulți spectatori doar. Da, exact. Dintre care mă număr și eu. Mă bate și pe mine gândul cândva de unde. Încercăm să facem o comunitate cât mai mare. Băi, legat de chestia comunitatea. Deci, efectiv, este atât de multă lume. Îi ziceam și lui Dragoș, nu am putut să intru, eu nu mi-am imaginat inițial, am zis, bă, sunt câțiva, parcă și pe undeva mai în spate, nu știu ce. Ce, mă, n-am putut nici să intru, dar asta mi-a plăcut, adică e tare. Nici nu ne așteptam la un număr atât de mare, este a treia ediție și au fost din ce în ce mai multe. Perfect. Dar acum chiar ne-au depășit așteptările. Super, chiar îmi doresc să fie din ce în ce mai mulți, pentru că, da, văd o tonă de oameni, nu sunt doar Honda, cum am spus, chiar dacă se ține la Honda Nord. Și treaba este că sunt tot felul de mașini, sunt tot felul de perioade de mașini, am văzut clasice. Sunt mașini pe care, deși eu pasionat fiind, le știu de pe net și așa, multe nu le-am văzut. No. Sunt oameni pe care știu, oameni pe care nu i-am văzut niciodată mașini complet noi. Păi, și sunt oameni care nu sunt doar din București. Da, încerc din toată țara, de aceea am făcut și în Brașov. Încercăm să facem să fie cât mai accesibil. Super. Din toate zonele din toată țara să strângem. Spune-mi și câteva cuvinte despre JDM Crew, pentru că eu sincer până azi n-am auzit, dar mă interesează foarte mult. Sunt captat de treaba asta și ar fi bine niște cuvinte pentru cine nu știe. A pornit totul de la pasiunea mea. Prima mașină pe care am avut-o din banii mei strânși a fost un Honda Civic generația 8-a. Pe acela mi l-am dorit, classic. Am spus când îi avea bani ăla o să fie. Exact, superb. Și de acolo a pornit la altă mașină japoneză și tot am descoperit din ce în ce mai multe. Super, și aici a pornit pasiunea. Și ai adunat și oameni în jurul tău. Da. Asta mi se pare. Era un grup atât de mare, erau grupuri separate. Întotdeauna. Facebook, Honda, Toyota, separate, dar niciun grup mai mare de toate mărcile, doar de pensionați de japoneze. Deci, practic, ăsta ar cam fi primul din România de o anvergură mai mare. Da, nu? De această anvergură, da. Și care nu e neapărat limitat la o singură marcă, da. Și la JDM în general. Da. Superb, superb. Alex, mulțumim foarte mult pentru faptul că ai participat prezența. Și o să ne bucurăm în continuare de eveniment. Ne auzim!